Obstacolele care se confruntă adesea echipele nu sunt doar tehnice. De multe ori vorbim despre ingineri care sunt confortabili în fața unui cod, vorbim despre absolvenți de studii economice care nu au nicio problemă să bate la ușile marilor corporații pentru a încerca să stabilească o relație de business. Dar fiecare dintre aceștia se confruntă adesea cu o lipsă de suport din partea familiei. A fi antreprenor în România este încă mai degrabă o excentricitate, de multe ori tolerată de familie, a rare ori susținută sau încurajată. Am avut numeroase cazuri de participanți care s-au lovit chiar de opoziția familiei în continuarea unui business. Este adevărat, antreprenatul presupune și riscuri, și nu aș vrea să, protec, să desenăm o imagine uh, foarte optimistă, dar presupune creerea unei valori uh, mult mai mari decât orice va putea să creeze o industrie de outsourcing. Într-o competiție, pe de altă parte, cu slujbele predictibile și bine plătite din sectorul IT, uh, antreprenoratul IT uh, este foarte, foarte greu să-și găsească propriu, propria sa identitate. Se va întâmpla, și ne bucură foarte mult uh, susținerea de care ne bucurăm din partea presei, mai ales uh, cum sunteți voi, Startup Cafe. Aveți o misiune fundamentală în um, expunerea. Acestor povești de succes, în creerea unui grad de conștiință socială, că acești tineri nu sunt oameni care fug de muncă, cel mai adesea muncesc de două, trei ori mai mult decât ar munci într-un job normal, nu sunt oameni care amână terminarea studenției, sunt oameni mult mai responsabili decât oameni care au ani de zile de muncă, dar care sunt diferiți. Sunt oameni care își doresc să dezvolte propriul produs.